Bună ziua! Bine v-am găsit la un nou videoclip într-o zi de duminică. Astăzi vorbim despre asmul bronșic și dacă se poate trata doar cu ventolin, care este cel mai comun cunoscut inhalator, Cred că toată lumea a auzit de Ventolin, măcar cel puțin care a avut treabă cu probleme respiratorii la un moment dat. Haideți să vă citesc întrebarea pe care am primit-o, pe care am ales-o să o discut astăzi, pentru că este o situație destul de comună. Domnule doctor, vă rog frumos să-mi răspundeți la mesaj. Soția mea are crize foarte mari de respirație, a fost diagnosticată cu astm care își prei să utilizeze între cele două de care ați vorbit în celălalt material. Mă rog, am mai multe videoclipuri pe canal, puteți să le vedeți în care vorbesc despre asmul bronșic, dar în fine, sunt diferite tipuri de inhalatoare pentru respirație. Acum folosește Ventolin, dar ține foarte puțin efectul și are insuficiență respiratorie. Mulțumesc, vă rog să îmi răspundeți. Deci, într-adevăr, este o întrebare foarte bună și multă lume se gândește că ventolinul va fi foarte bun ca tratament pentru asmul bronșic. De ce? Pentru că este un tratament care are un efect rapid și destul de puternic. Deci este un inhalator foarte bun. Problema este că trebuie să discutăm un pic despre ce este asmul bronșic și de ce uneori Ventolinul nu este suficient. De fapt, în majoritatea cazurilor de asm bronșic, ventolinul s-ar putea să nu fie suficient ca tratament, pentru că nu tratează cauza, este ca un tratament simptomatic, adică ne rezolvă problema respiratorie, cât ține efectul, cum se spune în comentariu, dar apoi revenim la aceeași problemă, cu crize de respirație, etc. Deci, în primul rând, astmul bronșic este o boală inflamatorie a căilor aeriene. Deci există inflamație activă în bronșie, de natură alergică sau de altă natură. Dar, în general, este vorba de o inflamație alergică la ceva din mediul înconjurător, care este un factor declanșator pentru asp. Și având această inflamație în bronșii, normal că până nu rezolvăm acea inflamație, căile respiratorii vor fi iritate, vor face un mix spasm, vor respira mai greu, vor apărea acele crize de respirație. Asmul bronșic e o boală relativ variabilă, adică există perioade mai bune, perioade mai rele, zile mai bune, zile mai rele pot să vină crize și apoi să respirăm foarte greu, putem să ajungem și la spital uneori, dar când trece criza, putem să revenim la o viață absolut normală, putem să ne simțim absolut perfect, dar din când în când apare aceste crize. Crizele se manifestă de obicei cu lipsă de aer, o strânsoare în piept, așa o senzație că ne ține în piept, nu putem respira, eventual un pic de tuse, o respirație șuierătoare. Deci asta ar fi cam, cam ce înseamnă astm bronșic. Acum, ventolinul, cum v-am spus, este un inhalator care are o durată scurtă de acțiune. Deci el, în momentul în care dăm un puf, acționează, să spunem, vreo 4-5 ore, cam așa ceva, dilată bronșele. Asta este, să spunem, ceea ce face. El, de fapt, relaxează că musculatura din căile respiratorii ca să se dilate un pic mai mult, să avem mai mult loc să respirăm. Deci, în momentul în care facem o criză de respirație provocată de acea inflamație în care acești mușchileți fac un spasm și respirăm printr-un spațiu mai îngust. Normal că în momentul în care dăm ventolin, ei se relaxează, respirăm mai ușor și putem să tăim criza de respirație din asmul bronșic. Dar evident, efectul nu ține mult și dacă acea inflamație este în continuare în căile respiratorii, crizele se vor repeta. Deci tratamentul asmului bronșic este în general să prevenim crizele. Deci ca să le prevenim, tratăm inflamația. De asta, pentru că ventolinul, el nu are în sine un efect antiinflamator puternic, care, să spunem, uneori poate să sensibilizeze mai mult căile respiratorii pentru un efect mai bun al altor medicamente care se dau inhalator. Există mai multe discuții aici, dar, în general, nu ne așteptăm de la ventolin să avem un efect antiinflamator puternic suficient ca să tratăm asmul bronșic. Acum, există totuși diferite tipuri de astm. Există foarte multe forme din această boală. Există fen... Persoane care au un as bronșic extrem de ușor, în care, să spunem, au o criză o dată pe lună sau rar de tot, odată la câteva săptămâni, mai fac o criză ușoară de respirație. În acele situații, probabil, inflamația din căile respiratorii este foarte redusă, este un as foarte ușor. Nu neapărat se va agrava, dar în acele situații, probabil, da, ventolinul s-ar putea să fie un tratament suficient. Doar în momentul în care avem criză la nevoie. Ventolinul este un tratament la nevoie. Deci, sprejurile cu salbutamol, aceste spreuri de regulă albastre pe care le folosim în criză, sunt spreuri pe care le dăm la nevoie. Mai există de asemenea o situație legată de astmul bronșic indus de efort, care este o formă particulară de astm, nu este neapărat ceva foarte comun. Apare uneori la tineri, um, indus de. Nu neapărat de cineva, de un fenomen alergic, și de efortul fizic. Este o situație destul de comună, dar nu este efectiv acea gafăială pe care o avem când alergăm. Cum se manifestă asmul indus de efort este că, de regulă, să spunem, mergem la o alergare, facem un efort, jucăm un fotbal, ceva de acest gen, și în momentul în care am terminat efortul fizic, la câteva minute apare o criză de asm, apare o criză de respirație. Și în general, în acele situații se poate preveni criza luând un puf de ventolin înainte de a ne apuca să facem efort. Cauza în acest, această formă de astm poate să fie uneori faptul că respirând foarte des, acea, acel flux crescut de aer, să spunem, prin căile respiratorii, la persoanele sensibilizate, la persoanele care au această formă de azbron și poate să inducă o criză. Doar acea mișcare, să spunem, mecanică, poate să ducă la un spasm al căilor respiratorii și criza de asm. În aceste situații, doar pe, efectiv tratamentul bronhodilatator al ventolinului, să relaxăm căile respiratorii, poate să prevină crizele. Deci, în aceste situații se poate trata asmul bronșic, să spunem, doar cu ventolin. Asmul indus de efort și uneori la asmul extrem, extrem de ușor. Dar, în general, pentru toate celelalte tipuri de astm, mai ales dacă controlul nu este suficient și cum era menționat în această întrebare, dacă există insuficiență respiratorie, există foarte multe crize mari de respirație, probabil tratamentul cu ventolin nu este suficient. Și înțeleg acum, tratamentul cu ventolin de regulă este destul de ieftin, este destul de ușor de procurat, dar nu este neapărat suficient. De regulă, tratamentul astmului bronșic se bazează pe un tratament de lungă durată, ca și cum am luat un tratament pentru tensiune arterială crescută sau pentru diabet. Este o boală cronică, deci luăm un tratament antiinflamator, dat într-adevăr prin diverse tipuri de inhalatoare. Sunt foarte multe care se pot folosi, nu este unul mai bun decât celelalte un tratament inhalator cu corticosteroizi inhalatori. Deci med cortizon inhalator într-o doză extrem, extrem de mică, care aproape că nu se absorbe de în restul corpului, este suficient să controleze inflamația aceea din căile respiratorii și a preveni complet crizele. Sau mă rog, nu neapărat complet, dar măcar marea majoritatea crizelor vor fi prevenite și persoanele care au un tratament corect pentru astm, aproape ca o viață absolut normală dar trebuie să ia un pic de tratament pe termen lung. Deci cam asta am vrut să vă precizez în acest videoclip, să vă dau doar această idee că ventolinul este un tratament care într-adevăr dă un efect puternic imediat, este foarte util în crize, dar este un tratament de nevoie în general. În afara situațiilor în care avem un asme extrem, extrem de ușor, atunci poate putem să-l tratăm cu ventolin, dar de regulă este recomandat să se dea un tratament antiinflamator pentru căile respiratorii, corticosteroizi inhalatori, diverse tipuri de inhalatoare combinate, care să spunem au și un efect bronhodilatator și un efect antiinflamator. Există extrem de multe inhalatoare. Dacă suferiți cu as bronșic, vă recomand în suflet să consultați un medic, să porniți pe o strategie de tratament. Trebuie de regulă să mergeți la control, să mai creșteți uneori tratamentul, să mai scădeți, pentru a obține un control optim, să aveți foarte, foarte rar crize. Deci un as bronșic controlat, asta ar fi ultima chestie pe care aș vrea să vă spun, înseamnă că nu aveți aproape deloc crize noaptea, nu aveți nevoie să folosiți poate și perioul acesta de ventolin decât o dată, de două ori pe săptămână, aveți o viață normală, nu sunteți limitați în a face nimic. Deci, dacă nu sunteți în acea situație în care să aveți un asm bronșic controlat, probabil e bine să vizitați medicul, eventual mai mergeți la un în control, încercați un tratament, îl mai creșteți, îl mai scădeți. Nici medicul nu poate să știe din prima cum veți reacționa la tratament, cât tratament aveți nevoie. Fiecare om are, nevoie, are o nevoie diferită de tratament în asmul bronșic. Dar este o boală cronică, este o boală care trebuie tratată pentru a preveni. Complicațiile bolii pentru a preveni ca acea senzație de lipsă de aer să devină fixă, să nu mai avem, să spunem, zile bune, zile rele și chiar uneori și între crize să avem probleme de respirat. Pentru a preveni aceste lucruri, tratamentul este foarte important, dar să fie luat corect. Și important este și administrarea inhalatoarelor, tot felul de inhalatoare, ăsta, altul, n-am aici prea multe să vă arăt, dar oricare inhalator îl aveți, trebuie să-l luați corect, să învățați să-l luați corect. Vă recomand întotdeauna când mergeți la consultați la medicul pneumolog sau la medic sau la farmacist sau unde așa, când vi se dă un inhalator, să întrebați cum se folosește și cel mai bine să luați dumneavoastră un puf așa de probă, să vedeți cum este. Nu se întâmplă nimic dacă luați un puf suplimentar de probă, doar să înțelegeți cum se folosește acel spray și dacă îl luați corect. Persoana să vă urmărească efectiv, doctorul să vă explice dacă îl luați corect, dacă aveți o tehnică inhalatorie corectă. Credeți-mă, majoritatea oamenilor au probleme în a folosi inhalatoarele corect și, bineînțeles, dacă nu îl folosiți corect, medicamentul nu ajunge adânc în plămâni unde trebuie să acționeze și nu obțineți controlul și beneficiul pe care îl doriți. Asta am vrut să vă spun în acest videoclip. Dacă aveți și alte întrebări, lăsați-le mai jos în comentarii și vă urez numai bine, sănătate multă!